din încredințarea și în numele marelui sfat al națiunii române din Ungaria, Bănat și țara ungurească, rog Mărita Adunare Națională să binevoiască a primi și a enunța ca ale sale următoarele hotărâri. 1. Adunarea Națională a tuturor românilor din Transilvania, Bănat și țara ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia, în ziua de 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânsii cu România. Adunarea Națională proclamă, îndeosebi, dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre. Punctul 2. Adunarea Națională rezervă teritoriilor sus indicate autonomie provizorie până la întrunirea Constituantei aleasă pe baza votului universal. Punctul 3. În legătură cu aceasta, ca principii fundamentale la alcătuirea noului stat român, Adunarea Națională proclamă următoarele. Sub punctul numărul 1. Deplină libertate pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie, prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție cu numărul indivizilor care îl alcătuiesc. Sub punctul numărul 2. Egală îndreptățire și deplină libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din stat. Sub punctul 3. Înfăptuirea desăvârșită a unui regim curat democratic pe toate terenele vieții publice. Votul obștesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporțional pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de ani, la reprezentarea în comune, județe, ori parlament. Sub punct 4. Desăvârșită libertate de presă, asociere și întrunire. Liberă propagandă a tuturor gândurilor omenești. Sub punctul 5. Reformă agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor proprietăților, în special a proprietăților mari. În baza acestei conscrieri, desființând fidei comisiile, în temeiul dreptului de a micșora după trebuință latifundile, îi se va face posibil țăranului să-și creeze o proprietate, arător, pășune, pădure, cel puțin atât cât s-o poată munci el și familia lui. Principiul conducător al acestei politici agrare este, pe de-o parte, promovarea nivelării sociale, pe de altă parte, potențarea producțiunii. Sub punctul 6. Muncitorimea industrială îi se asigură aceleași drepturi și avantagii care sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din apus. Punctul 4. Adunarea Națională dă expresiune dorinței sale ca Congresul de Pace de la Paris să înfăptuiască Comuniunea Națiunilor Libere în așa chip ca dreptatea și libertatea să fie asigurate pentru toate națiunile mari și mici deopotrivă, iar în viitor să se elimineze războiul ca mijloc pentru reglarea raporturilor internaționale. Punctul 5. Românii adunați în această adunare națională salută pe fraților din Bucovina, scăpați din jugul monarhiei austro-ungare și uniți cu țara mamă, România. Punctul 6. Adunarea Națională salută cu iubire și entuziasm liberarea națiunilor subjugate până aici, în monarhia austro-ungară, anume națiunile cehoslovacă, austro-germană, iugoslavă, polonă și ruteană, și hotărăște ca acest salut al său să se aducă la cunoștința tuturor acelor națiuni. 7. Adunarea Națională, cu smerenie, se închină înaintea memoriei acelor bravi români care în acest războiu și-au vărsat sângele pentru înfăptuirea idealului nostru, murind pentru libertatea și unitatea națiunii române. Punct 8. Adunarea Națională dă expresiune mulțumitei și admirațiunei sale față de puterile aliate, care cu strălucite lupte purtate cu cerbicie împotriva unui dușman pregătit multe decenii pentru război, au scăpat civilizațiunea din ghearele barbariei. Punctul 9.
pentru conducerea pe mai departe a afacerilor Națiunii Române din Transilvania, Bănat și Țara Ungurească, Adunarea Națională hotărăște instituirea unui mare sfat național român, care va avea toată îndreptățirea să reprezinte Națiunea Română oricând și pretutindeni față de toate națiunile lumii și să ia toate dispozițiunile pe care le va afla necesare în interesul Națiunii. În sfârșit, vă rog să primiți aceste rezoluțiuni și închei cu aceea că legătura sfântă a celor 14 milioane de români ne îndreptățește azi a zice: trăiască România Mare!